Lungmetrajul Octav, în regia lui Sergi Ioan Celibidache, va fi proiectat în premieră săptămâna viitoare la Roman. Prețul unui bilet este de doar 10 lei. Pelicula Octav, în regia lui Sergi Ioan Celibidache, va fi proiectată în premieră joi 28 septembrie de la ora 19 la Casa de Cultură din Roman. Alegerea municipiului Roman pentru această premieră este lesne de înțeles, având în vedere că regizorul peliculei este fiul marelui dirijor romașcan Sergiu Celibidache. Vă așteptăm joi 28 septembrie, ora 19, la Casa de Cultură pentru a urmări filmul Octav. Evenimentul este organizat cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Roman. Spectatorii vor avea ocazia să vizioneze filmul în compania actorului renumit Marcel Iureș, care este în rolul principal, dar și a regizorului Sergei Ioan Celibidache, fiul lui Sergi Celibidache. Așteptăm romașcanii să ne sprijine ca de fiecare dată, așteptăm să ne respectăm valorile, că având în vedere că Sergiu Celibidache este născut la Roman, casa memorială este la noi, așteptăm cu mare drag toți spectatorii să vină, romașcanii, prețul unui bilet este de 10 lei. Lungmetrajul Octav îl are ca protagonist pe actorul Marcel Iureș. Pelicula a fost selecționată în cadrul prestigiosului Festival Internațional de Film de la Montreal, Canada, 2017, la secțiunea Focus on World Cinema, un festival de tradiție pentru cinematografia mondială, aflat la cea de-a 41-a ediție. A fost odată ca niciodată. A fost un copac mare și pe lângă el trecea un râu frumos, cu apă curată și cristalină. Și stăjarul nostru își dorea să spună apei cât de mult o iubește. Erai mai înalt ca mine. În copilărie, da. Eu aici, în casa asta, am deschis ochii. Aici am crescut. Știu, Spine. Asta mi-a și dat atâta putere. Nu știu că tu ești aici. De ce vrei să o vinzi? Eu n-am pe nimeni. Eu sunt prinț, nu ai cum să te iei la întrecere cu mine. Atunci eu o să fiu prințesa Ana. Și îți porunce să te dai cu leagănul. Spune-mi, pe cine iubești? Mama. Și pe tata. Asta înseamnă că mă iubești doar pe mine? Octav. Octav, e totul bine? Nu merge nimic bine. E rău să îmbătrânești? Dacă stau să mă gândesc, dar știi, nu stau să mă gândesc la asta. Trenul Oriente ne trece prin gara la linia 1. Fugiți, fugiți! Timpul zboară atât de repede. Hai să ascultăm niște muzică. O să fie greu să ne luăm rămas bun. Prințesa Ana, îți poruncesc să rămâi. Și eu îți poruncesc să rămâi, prințesa.